Rapid Brodov de echipament albastru, CSM Vaduina echipament alb albastru, Unirii Roșiei. Dar se așteaptă ok-ul de la televiziune pentru startul jocului. Start joc așadar în derbiul echipei Vaduina de Liga a 3-a, Rapid Brodov gazda acestui joc. Liniște, Turculeț trece aici bine, o situație bună a CSM-ului, o centrare în brațul unui adversar să era cu mâna la spate, e centrare și Netul Mătă Porții, șut însă în blocaj, Rusul nu reușește să le ia acolo și să vedem aici o minge aruncată și Net acolo, Turcu are timp să-și așeze balonul, cred că va întoarce până la nu, excelent aici Cracea, vede Cracea, centrare acolo, șut și respinge cu Cheruhez, dar nu cred că a fost vorba. Un șut acum al lui Sonea. Galeria Brodocului condusă de Vlad Sârbu. Vlad Sârbu care e președintele la Brodocului. Ce puțin era în această vară. Suntem aici Rusu, preia excelent. Cură mingea adversarului de Rusu. Pasă bun acolo, însă Cracea nu reușește să acasă. Minge lungă acolo, lasă mingea. Rusu. Șutul lui Rusu bun la colțul lung acolo, însă la o palmă pe lângă poartă. Prima mare ocazie a acestei reprize, a acestui meci. Motul își face numărul. Nu știu cât va mai reuși CSM-ul să stea cu Motul copil de mici, probabil la un moment dat. La un moment dat vor fi penalizați. Avem aici șansă mare și scoate Dohotariu. Ocazie uriașă aici pentru Brodov, care e stins. Centrale bun acolo, singurel jucător Brodov, însă a reușit să reia. Deci este Mucanu să blocheze aici. Un contraatac, 2 contra 2, să vedem contraatac cu Culescu, cred că e la balon acum. Târzi acolo, își face mingea bine, are culoar, șut, dar peste poartă, mare de tot ocazie. Vedem aici Rusu, intră spre centru, Rusu excelent, are gaură acolo, pasa este offside, cred că la Turcu. Nu se ridică Fanionu și atunci, e incredibil, Turcu, ce o ratare acolo. Ce ratare, a crezut că e offside, dar da, asta nu înseamnă că ce-am auzit de adevărat. Rusu se vede pasa, se nu are curaj să atace cu mai mulți jucători. Urmează șutul acolo pe scurt, pe lângă poartă, Bocan. Liga 4 nu mai contează, la Liga 3 sau așa. Dacă ai acordul clubului gazdă, oh, nu, nu, nu. Asistăm la un gol de sezon ăsta. În 2022, cred. Și gol! O nouă gafă defensivă. E a doua oară când sare singur. Jucătorul Brodocului sare singur, singurel. Duce la galerie. Ce gafă, ce gafă. Hai Brodov, pe golul Chelariu. A doua fază la rând în care apărarea ocazie mare de tot din nou pentru Brodov aici. Intră spre centru acolo și ușor s-a demarcat șutul însă în blocaj. Da, breakout iarăși. Gaură aici în flancul ăsta. Urmează o centrare interesantă acolo, Dohotariu agață mic. Da, până acum Vazuia a avut 3 cornere de pe partea stângă, poate pe slung. Acum primul corner pe scurt, șansă mare, șut! Și transversală, foarte frumos șutul lui Cracea. Gata! Venim aici. Wow! Peste gardă aici ocazie. Exact când a revenit la butoane. Vedem aici șansă, șut, dar Dohotariu acolo reține. La un gând. Centrare din nou, gaură defensivă, incredibil. Casă. Fapt, nici nu m-am întors acasă, a fost la un meci. Respinge aici portarul. Mucanu, preia Mucanu, un șut acolo, să nu blocaj.
șansă bună, centrarea, mare ocazie acolo. I-a luat fața lui Nicolau, să n-a reușit să trimită mingea spre poartă. Centrare bună acolo pe exterior, în 16 metri. Îl forțează aici pe Mocan să greșească. Aici. Poate acum Cerghență, cei de la întreba cineva de Porumboiu. Meciul să joacă ne-a desface turnii lui din teren, fără stres. Să execute codul. Centrare tăiat acolo și... Aoleu! Cred că e corner, în mod normal, nu? Aude poartă, a fost corner sigur, vă zic eu. Azi de mai ești Buhăiescu. Încearcă Buhăiescu poarta, se fiți pe centru. Suntem aici. Hai, acum. Aoleu, aoleu. Nu așezăm. Și din nou Gheț nu se dă nici de această dată. Teoretic, echipele evită cupa pentru că sunt cheltuieli importante. Dar când ne vorbim de un derby local, nu prea există asta cu evitată. Cearcă cu Suvoț acum o reluare, dar pe lângă foarte. Dar la nivel de Liga 3-a e mai rar să vezi o galerie. Suntem aici și... ce gol aici! Incredibil! Din nimic a ieșit un gol și lumea era la poartă, s-a întors. Toți oamenii plecau acasă, care îi vedeți acolo, ver? Acum trebuie să întoarcă, meci nu se termină, vor fi prelungiri. Se pune pe contraatac acum. Nu este offside la Ponea. Are șansă Ponea acolo, încearcă pasa. Poți să cere fault. Ce zi, Ponea, Cuculescu, întârzie Cuculescu. Mingea la Sonia, din nou Sonia, își face bună preluare, a, șut acolo în fața porții. Aștept să văd care e surpriza aia Liga a 4-a Roșca, dacă știi ceva, dă și tu o informație aici. Șut bun acolo, foarte bun șutul. E o nouă centrare acolo, rar capul și scoate cineva de pe linia porții. A spus străin, gol. Străin care a jucat la pariuri meci și acum își caută omul să vadă dacă e și în cota aia bună. Ia să vedem aici șansă, Ponea, șut deviat și va fi corner. Laurențiu și care mai sunt. Să vedem un șut pe scurt acolo, foarte bun șutul pus pericol acolo. A fost întâlnit să țărătă pentru că este un jucător mai puternic pe fazele fixe și țărul foarte aproape să reia spre poartă chiar la prima atingere. Mai zbădocul. Op, ce trecere acolo! Își face șut și scoate Hrăunica aici. Salvează. Vedem aici șansă, imediat după aia venit CSM. Contraatac Ponea, viteza lui Ponea. Și șutul lui Țără, nu se arăt de ocază. Vedem aici. Nu iese nimeni. Vine șutul însă în blocaj. Nu iese mingea, un jucător al Bodocului e căzut acolo, nu se fluieră. E complicat, șut, rău, se întoarce, însă e blocat. Vine șutul, bă, oleu, ce e acolo, care... Mai și a plecat bine, era și execuția a fost perfectă. Iar copilașii ăștia cu saluturile. Să vedem aici. Buhăiescu. Șut la fel de bine plasat. Încearcă să-l facă la psihic adversar. Vede care o lea câte experiență la minifotbal de Olimpia pe triburile astea, pe futsal. Olimpia este campion național la Under 19 la futsal. Să vedem acum. A plecat din nou bine, dar și șutul la fel în forță. Brodoc. Hai zic pe Mocanu aici. Șut fău! A atras cu sete Mocanu. Hai să vedem aici.
începe așadar a treia serie. L-a execut cu sânge rece aici pe Gaurică. Intelei, ne vedem aici Deleanu. Și au un elan scurt Deleanu. Șut foarte bine plasat și pentru Deleanu. Tot un șut întors. Ghenici, Andrei Ghenici, cu experiență la nivel ligii acum, Ghenici. Dacă dă întors, a dat pe colț. A schimbat rare și... Vedem aici, Tofan va trage tare. Foarte bine plasat și șutul de Tofan aici. Pierdut faza, dar asta e. Deci a fost 1-1 și 7-6 la penalturi, 1-1, așa, 8-7 finală. Așadar, dacă luăm și golurile de tipul regulamentar, în seria a 7-a era, s-a ratat. Galeria Brodopului pe gard acolo. Și se joacă tot la... A, uite, acum îl văd pe Sârbu că a venit cu tot copilul. Nu era aici? Copilul la mieți. Vlad! Vlad! Vlăduț! Dar nu aude că e... Cum e? Bocciu! A, că te-a strigat, când te-a strigat ca liderul de la Rapid București, m-ai auzit imediat. Felicitări celor de la Brodoc. Aici e Vlad Sârbu, liderul de galerie și președintele Brodocului, cu copilul la veci. Cred că de asta a fost pauza aia de 15 minute de liniște, că au lăsat să doarmă copilul, a fost regulă.